Orele de diligenție pot fi scoase din programa școlară obligatorie pentru că nu este nevoie să stea toată clasa dacă sunt probleme cu câțiva elevi. Pot să rămână la școală elevii respectivi și, eventual, părinții acestora, a precizat președintele executiv al Federației Educației Naționale, Teodor Firtolea, după discuțiile de joi dintre sindicaliști și reprezentanții Ministerului Educației pe baza restructurării programului obligatoriu al elevilor de liceu. Astfel, la liceele tehnologice se reintroduce orele de geografie și istorie de clasa 12-a.